Bună ziua tuturor! Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la conferința de presă de astăzi, care închide vizita domnului ministru al economiei Florin Popescu în municipiul Bacău la platforma industrială a grupului aeronautic Aerostar. În calitate de anfitrion, vreau să vă spun că alături de noi se află, bineînțeles, pe lângă domnul ministru Spătaru, domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, și domnii colegi deputați Costel Dunava, președintele Comisiei Politică Economică, și doamna Ana Cătăuță, membră în Comisia pentru Industrie la nivelul Camerei Deputaților. Pentru a intra și a fi mai concreți, o să-i dau cuvântul domnului ministru pentru a vă prezenta concluziile sale urmare a vizitei de azi și impresiile de după această vizită. Domnul ministru, vă rog, urmând ca ulterior să intervine domnul președinte al Consiliului Județean Ivancea, iar colegii deputați să închidă conferința de presă cu concluziile lor. La final, întrebări din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule prefect! Domnul președinte al Consiliului Județean, domnilor deputați, mulțumesc mult pentru organizarea acestei vizite. Am văzut trei companii din una din industria aeronautică, celelalte două din industrii din sectoare conexe. Am văzut companii funcționale care angajează oameni, care investesc în noi tehnologii, investesc în soluții inovatoare pentru economia românească. Sunt exemple de urmat pe care le invit, pe care pot să le promovez, de asemenea în celelalte județe în care mă voi duce. Sunt exemple că în România se poate. În România putem avea industrie, putem dezvolta capabilități pentru industria de apărare, pentru industria civilă, pentru industria aeronautică și putem să promovăm acest sector, acest ecosistem la nivel european și la nivel regional. Cred că aceste vizite nouă celor din Ministerul Economiei ne fac foarte bine, pentru că ne dau încrederea necesară că strategia de industrializare a României nu este doar o vorbă pe hârtie. Strategia de industrializare a României este o necesitate. Este un lucru pe care trebuie să-l avem în fiecare zi, în fiecare dimineață, în momentul în care ne trezim, pe agendă. Și dacă până acum Ministerul Economiei și ministrul și secretarii de stat aveau acest lucru în programul de guvernare, de acum încolo trebuie să-l aibă în toate documentele și toate inițiativele pe care le vom lansa. Am inițiat acel program în domeniul microelectronicii. Ieri am anunțat că am încheiat încă o etapă. Avem 9 participanți direct și 37 participanți indirect în acel proiect. 500 de milioane de euro care se vor regăsi în microelectronică, dar trebuie să avem mult mai multe proiecte care să se regăsească și în ceea ce se întâmplă în Bacău și ceea ce se întâmplă în Brașov și în ceea ce se întâmplă în fiecare județ din această țară. Pentru că România are nevoie de fonduri, România are nevoie de proiecte care să asigure sustenabilitatea, să asigure retenția forței de muncă, să asigure locuri de muncă pentru oameni, să asigure un întreg complex de valori pentru economia națională și pentru economia europeană. Vorbeam săptămânile trecute de lipsa de resurse și de faptul că Europa în acest moment încearcă să definească strategii de
strategii în ceea ce privește autonomia strategică. Putem să invităm la Bacău. Cine știe că la Bacău avem o companie care angajează 350 de tineri cu o vârstă medie de 37 de ani și care produce în domeniul high-tech, da? Într-un domeniu inovativ, plăci de bază și elemente care pot fi folosite, care sunt folosite în produse pe care ar trebui să le găsim pe Discovery sau în orice alt canal de știință și tehnică. Cred că asta este misiunea pe care trebuie să ne asumăm. Ăsta este lucrul pe care Ministerul Economiei trebuie să-și-l asume în tot ceea ce face. Am spus că Ministerul Economiei nu este doar Ministerul Economiei de stat. Ministerul Economiei este Ministerul Economiei în întreaga sa, a economiei, întreaga sa plenitudine. Sunt trei companii private, investiții private. Săptămâna trecută am fost la companii de stat. Vom merge în continuare să promovăm, să vedem, să evaluăm aceste clustere de inovare, aceste clustere de producție și să putem să le așezăm corect pe harta țării. Am făcut o invitație ministrului apărării să venim încă o dată la Bacău și să vedem ce se face. Pot să spun că sunt plăcut surprins atât de produs în sine, dar și de condiții, de oameni, de energie, de experiență și de expertiza celor cu care m-am întâlnit. Atât în companiile noi, să zicem, înființate, dar și într-o companie cum este Aerostar, care are o tradiție și care poate reprezenta un model de succes, de tranziție, de la un anumit tip de afaceri către un alt tip de afaceri, combinând atât segmentul militar cât și segmentul civil, și îmi doresc foarte mult ca în urma discuțiilor pe care le vom avea săptămâna viitoare, organizate în urma evenimentelor pe care le organizăm împreună cu Camera Deputaților, să aducem la masă toți jucătorii din industria aeronautică și să avem un proiect de țară, un nou avion produs în România, cu ajutorul companiilor din România, utilizat nu numai în România, în regiune și, de ce nu, la nivel mondial. Mulțumesc mult încă o dată și cu siguranță vom reveni pentru a arăta tuturor ce se poate produce în Bacău. Mulțumesc frumos, domnule ministru. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în Bacău și în al doilea lucru care vreau să spun, vreau să vă felicit pentru modul aplicat în care ați prezentat atât la Aerostar, Elmet, AC Electronics, strategia ministerului, plus și faptul că sunteți foarte aproape de industria aeronautică. Într-adevăr, Bacău, prin Aerostar, prin Elmet, prin AC Electronics, se află pe harta unor proiecte de înaltă tehnologie. Într-adevăr, la Bacău se face performanță. Autoritățile locale, așa cum suntem noi, Consiliul Județean, cât și celelalte autorități, nu pot să facă decât să sprijine
companiile, să sprijine mediul de afaceri, să sprijine antreprenoriatul, pentru că dezvoltarea județului nu poate fi concepută și fără companii puternice care să fie sprijinite de autoritățile locale. Eu cred că în decursul de un an și ceva am avut multe întâlniri cu domnul președinte din cadrul companiei Aerostar și cred că am reușit de fiecare dată să răspundem cât mai prezent solicitărilor dânșilor, cu atât mai mult cu cât fără o infrastructură modernă, poate care să deservească Aerostarul, lucrurile ar fi stat oarecum altfel. Mă refer la pista terminalul și pista aeroportului internațional, unde Consiliul Județean și aeroportul reușit să atragă 55 de milioane euro și până la 75 de milioane de euro, mai exact, dar modernizarea pistei, mă refer, care a adus, într-adevăr, o plus valoare zonei de dezvoltare. Cu atât mai mult cu cât Consiliul Județean a dezvoltat un puz în zonă care să reglementeze ceea ce înseamnă dezvoltarea, un al doilea pol de dezvoltare și între varianta ocolitoare și aeroport este reglementat ca zonă de studiu, zonă de pentru fabrici de înaltă tehnologie. Cred că Bacău, așa cum a fost și înainte, un Bacău care s-a bazat mult pe industrie, poate deveni un motor în regiune, așa cum și ușor se conturează prin companiile care sunt private, într-adevăr, dar care noi avem datoria să le sprijinim. Am și nu doar prin faptul că facilităm, să zicem, zona de infrastructură, dar cred că și implicarea în zona de educație, în zona de formare profesională, pentru că acolo am văzut că există de fiecare dată o fluctuație de personal care trebuie foarte bine pregătit și care să lucreze pentru companiile respective. Așa că noi, chiar un anunț în premieră, am fondat un cluster alături de Aerostar, de municipiul Bacău, de Universitatea Vasile Alexandrii, Inspectoratul Școlar, Barleta și Barier, încă două companii din municipiu, care să se ocupe de educație pentru o dezvoltare durabilă, ceea ce înseamnă și inovarea în domeniu. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, vă aștept de fiecare dată cu plăcere să vedem și alte companii și o să ne vedem, cred că săptămâna viitoare, la Palatul Parlamentului pentru... Asta toți la aceeași masă și a găsit soluții comune. Da, aș vrea să mai adaug ceva. Am discutat la Aerostar despre crearea centrului de mentenanță pentru avioanele F-16. Am venit împreună cu doamna președinta OCAC-ului pentru a discuta provocările și modalitățile prin care noi, la nivel central, la nivel administrativ, putem vizualizăm sau identificăm provocările industriei, ce ar trebui să facem noi pentru a dezvolta un centru de mentenanță așa cum trebuie, cu proceduri, cu un pachet de servicii care să servească necesitățile Ministerului Apărării. Au fost propuneri, au fost soluții găsite în urma discuțiilor pe care le-am avut și de asemenea am înțeles ce ar trebui să facem și cam care ar fi demersurile pe care le avem, pentru că îmi doresc ca Aerostarul sau România, nu numai Aerostarul, dar împreună cu celelalte companii, prin cooperare, să
fie în stare să poată să asimileze întregul program de mentenanță pentru tot ce înseamnă industria aeronautică și echipamentele care sunt achiziționate atât de Ministerul Apărării Naționale cât și de Ministerul de Interne. E o ambiție foarte mare din partea celor de la Aerostar. Noi vom susține în limita reglementărilor pe care le avem, vom susține aceste demersuri pentru a vedea un cetul de mentenanță sustenabil. Mulțumesc și eu domnului ministru Florin Spătaru pentru disponibilitatea de a efectua această vizită la Bacău. Mă bucur de asemenea de faptul că a confirmat încrederea acordată de către Parlament la investire prin activitatea domniei sale de până acum și sunt convins că o va confirma în continuare. În urma acestui tur pe care l-am făcut astăzi la cele trei companii emblematice pentru județul Bacău, Aerostar, Gara Electronics și Elzip, are ieșit din discuție și faptul că trebuie să îmbunătățim legislația pe partea offset. Sunt convins că împreună cu Ministerul Economiei vom reuși să facem acest lucru și asigurăm aceste companii românești că, așa cum la nivel local le este asigurat tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activității, și la nivel guvernamental și parlamentar, vor avea tot sprijinul necesar pentru îmbunătățirea legislației în ceea ce privește activitatea pe care o fac. Bună ziua, vă spun și eu. Vreau să mă alătur și eu colegilor mei în aiura domnului ministru. Bun venit la Bacău și ai mulțumit că știu că este o perioadă complicată pentru dânsul, dar cu toate acestea a venit la Bacău, unde am vizitat împreună trei centre de excelență în industria aeronauticii românești. Acum un an de zile vorbeam despre ce ar însemna o vale a aviației care să unească Bacău, Brașov, Dol și București. Astăzi, pentru că avem totalul sprijin al Ministerului Economiei, suntem, iată, un pas mai aproape. Sunt convinsă că și săptămâna viitoare, marți, la Palatul Parlamentului, atunci când ne vom întâlni cu industria, cu autoritățile locale, cu mediul academic, vom reuși să găsim calea de a merge mai departe și de a transforma această industrie care are o tradiție în România, care iată că are și rezultate în România, în să-i spunem, un atu care să ajute la dezvoltare atât pe plan local și regional, dar și la nivel național. La fel ca și domnul Dunavă, și eu vreau să întăresc faptul că din discuția cu mediul de business am înțeles că pe legea offset sunt anumite lucruri care trebuie clarificate și anumite lacune legislative care trebuie îndreptate și vreau să vă asigur că ne vom aplica cu foarte mare atenție asupra lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna deputat. Întrebări, dacă sunt de la colegii din presă? Am două întrebări. Domnul ministru a vorbit despre necesitatea ca uzinele de profil să construiască un avion românesc care să se vândă în toată lumea. Ce fel de avion și care e necesitatea căreia se răspundă industria de aviație? Că România e capabilă să facă tractoare, autoturisme, le face autoducători francezi și germani la noi. De ce ar putea România să facă niște un avion nou pe care să-l pună în toată lumea? După cum știți, nu sunt un specialist în domeniul aviației. Eu vin dintr-un alt domeniu, din domeniul construcțiilor de nave. Este provocarea pe care l-am lansat-o celor de la Aerostar. România are o tradiție. A construit avioane, a construit prototipul. IR-99 este un avion românesc. De ce să nu lansăm aceste provocări? De ce să nu reinițializăm cercetarea, dezvoltarea în domeniul aeronauticii,
astfel încât să avem un produs românesc. Și din discuțiile preliminare pe care le-am avut, a reușit că am putea să facem un avion pentru partea de training a echipajelor, care să corespundă standardelor internaționale, dar care să fie produs în România. Există șoimul? Hai să îmbunătățim șoimul, hai să facem un model modernizat, numai prin cercetare și prin cercetare dezvoltare putem să rămânem, să ținem pasul cu cercetarea tehnologică. Asta e provocarea pe care le-am lansat-o. Domnul președinte a considerat că e o provocare demnă de luat în seamă. O să o lansez și marța viitoare și sper ca printr-un astfel de îndemn mândria noastră de inovatori, de constructori în domeniul aeronauticii să renască, să putem să creăm, să venim cu un produs nou pe piață. Înțeleg că în domeniul auto avem jucători mari, dar în domeniul aeronauticii cred că putem dezvolta un proiect care să fie produs în România. Și a doua întrebare legată de... ați prezentat viitoarea întâlnire de la Palatul Parlamentului ca fiind o consecință a unui, nu știu, dar un dezastru în industrie. Ați spus că la Eurostar, companie care se plânge de prețurile utilităților, în Bacău mai sunt și alte mari companii care au mari probleme și în agricola, nu știu, toate, nu numai mici companii, mari companii au mari probleme. Aerostar e un caz greșit că primește aproape 100% din ce care de afaceri din comienzi de la stat afaceri. Dar care e situația industriei băcăoare, că tot a devenit în Bacău, de trebuie făcută o întâlnire la Palatul Parlamentului? Această întâlnire pe care am inițiat-o împreună cu Camera Deputaților vine să aducă la masă jucătorii din industria aeronautică. Prin divizare, prin concurență, nu vom reuși să facem mare lucru. Fiind uniți, creând această coeziune între jucătorii din industria aeronautică, am putea să producem mai mult. Ăsta a fost motivul pentru care am inițiat acest demers. Vrem să punem la masă toți jucătorii din această industrie. Scopul final? Un cluster în industria aeronautică, un ecosistem. Ministerul Economiei poate să sprijine un astfel de demers și cred că e momentul să, nu numai în industria aeronautică, dar și în alte sectoare economice, să ne asumăm rolul de element de legătură între jucători. N-are legătură cu criza din energie, da, avem o criză din energie pe care încercăm să o gestionăm. Știm că asta are un impact asupra tuturor sectoarelor economice, dar demersul pe care îl avem are legătură cu intenția de a pune la aceeași masă acești mari producători din industria aeronautică. Este cunoscut faptul că România aduce lipsă de forță de muncă calificată. Și industria de apărare, ca și cea aeronautică, are nevoie de oameni calificați. În același timp, vedem că la UCIR se întâmplă un necheles. Domnule ministru, cum poate să intervină ministerul pe care o coordonați?
Pentru că mie mi se pare că atâta timp cât îți plătești forța de muncă calificată, atenție, pe cale de dispariție, cu 1300 de lei pe lună, asta înseamnă, cred că, atentat la siguranța națională. Acum sunt mulți care spun economia de piață nu permite guvernului să intervină în politicile salariale. Dar oare guvernul stă pasiv și se uită cum oameni disperați trebuie să ia calea Europei ca să supraviețuiască? Și mă refer doar la cazul Cuci, ca să nu generalizez. Mulțumesc pentru întrebare. Cred că e important să vă spun că în cursul acestei vizite am avut mai multe discuții cu cei care sunt la Cugir, cu managementul, cu membrii Consiliului de Administrație, dar și cu reprezentanții sindicatului. Ministrul Spătaru n-a stat departe, așa cum au încercat să sugereze unii că m-am ascuns și că nu m-am implicat. M-am implicat în mod activ și zilele anterioare, din primele zile în care a început acest protest spontan, și am transmis faptul că înțeleg ce se întâmplă acolo. Înțeleg că oamenii sunt plătiți foarte prost. Avem o problemă cronică de ani de zile în care management neperformant, lipsa de atenție din partea celor care ar fi trebuit să decidă asupra investițiilor și modului în care acele companii pot deveni performante, lipsa de acțiune a celor care au preferat să se uite la nucleu decât să vadă cum pot vinde și cum pot aduce contracte în țară, ne-a dus într-o astfel de situație. Ce poate face ministrul Spătaru este să realizeze câțiva pași în direcția normalizării relațiilor de muncă. Ministrul Spătaru are niște reglementări, are un buget de stat care dă anumite limite asupra creșterilor salariale. Ceea ce am făcut a fost să aduc un pic din experiența pe care o am în domeniul resurselor umane pentru a regla această situație în măsura posibilităților. Pentru că orice aș fi făcut sau orice aș face, nu pot regla o situație care trenează de ani de zile. Au înțeles, cei care au fost acolo, au înțeles. Am luat câteva măsuri mai puțin populare, să spun, și asta afectează în principal managementul, astfel încât să putem să echilibrăm, este mult spus, dar măcar să reușim să aducem, să facem un prim pas în calea normalizării acestor salarii. Ce pot să vă spun este că lucrurile astea nu se vor întâmpla doar pentru că cei de la Cugir au ieșit în stradă. Voi transmite tuturor membrilor Consiliilor de Administrație din industria de apărare să reanalizeze contractele de muncă pentru a analiza situația de fapt și pentru a putea, încă o dată, în limita restricțiilor bugetare și a legilor care guvernează această țară, să facem ceva pentru această industrie. Ministrul Spătaru a bugetat la sfârșitul anului 2021 200 de milioane de lei pentru industria de apărare. Nu vreau să vă spun câți bani au fost bugetați în anii anteriori de alți miniștri pentru modernizarea industriei de apărare. Cred că vă dați seama că vorbim de sume aproape insignifiante. E un proces de durată
pe care trebuie să-l parcurgem pentru a retehnologiza, pentru a asigura condiții bune de muncă și pentru a regla această situație a salariilor acestor oameni. Înțeleg de ce s-a întâmplat acest lucru. Ce trebuie să facem toți factorii sociali, sindicate, management, trebuie să stăm la aceeași masă și să găsim o soluție comună pentru oameni. Nu pentru ministrul Spătaru, nu pentru Ministerul Economiei, nu pentru acționari, ci pentru oameni. Pot să vă spun că m-am implicat și mă implic în continuare, aproape oră de oră, în discuții pentru a putea să deblocăm această situație. Putem aduce muncitori din Vietnam în industria de apărare de cambier. Mai am o întrebare, domnule ministru. Începând cu martie 2020, economia României a fost pusă în urmă încercări. Și mă refer aici la IMM-uri. Pentru că trebuie să ne aplicăm cu atenția asupra acestora. A fost pandemia, iar acum este acest război al facturilor. Sute de mici întreprinderi reduc numărul de angajați, dacă nu chiar și închid porțile, pentru că nu pot plăti facturile la gaz și energie. Ministerul Economiei a pregătit o strategie, dar nu cum au fost în anii 2020-2021, doar declarative, granturi și diverse programe care nu s-au aplicat niciodată. Ați pregătit o strategie concretă. Pentru că, vedeți noastră, IMM-uri se închid, numărul de șomeri crește și românii sunt din ce în ce mai fericiți. Din reorganizarea guvernului din noiembrie 2021, sectorul antreprenoriatului și turismului nu mai aparține Ministerul Economiei. E un alt minister care se ocupă. Ceea ce pot eu să vă spun este următorul lucru. Dacă cineva a tras semnalul de alarmă în ceea ce privește impactul energiei și gazului, și nu acum, în momentul în care au venit facturile, ci deja din luna decembrie, acela a fost Ministerul Economiei. Arătând că mari jucători din industrie, dar de asemenea întreaga industrie orizontală, suferă ca urmare a prețurilor mari, exagerat de mari, pe care le plătesc. Din evaluările pe care le-am avut, impactul costului energiei și a gazului în total buget a crescut de la 9% la 35%. Sunt companii care își amână investiții. După cum spuneați, sunt companii care își închid parțial, sper că nu total, își închid parțial capacitățile de producție. Partidul Social Democrat, împreună cu miniștrii din guvernul Ciucă, au insistat și au lucrat pentru a găsi soluții pe termen foarte scurt, deci vorbim de luni, februarie și martie, pentru compensarea și plafonarea prețurilor la energie și la gaz. Am spus că trebuie să găsim soluții pe o perioadă și mai lungă. Vorbesc de o perioadă scurtă și mă refer la perioada 1 aprilie 31 decembrie 2022. Deja avem mai multe întâlniri interministeriale pentru a găsi soluții. Nu pentru a căuta explicații, ci pentru a găsi soluții pe termen scurt, pe termen mediu și lung. Împreună cu Partidul Social Democrat am promovat acea lege de repunere în programul investițional a acestor hidrocentrale în care am plătit sute de milioane de euro din banii dumneavoastră, din banii noștri, din banii tuturor românilor,
și care în acest moment nu produc niciun kilowattor. Energie care, dacă ar fi existat în această, dacă ar fi existat pe piața națională, ar fi putut regla cel puțin parțial acest decalaj și această creștere exponențială a prețurilor, a prețurilor de pe piață. Sunt greșeli care s-au făcut. Liberalizarea, închiderea unor capacități, trebuie să găsim soluții. O soluție pe termen foarte scurt, dar de asemenea soluții pe termen mediu și lung. Pe termen mediu, noi vedem aceste investiții. Sunt foarte puțini bani pe care putem să investim pentru a aduce sute de megawatți oră în sistemul energetic național. Pe termen lung, vorbim de fondurile de modernizare. Este una din discuțiile pe care le-am avut de asemenea și cu cele trei companii aici, să investească în panouri fotovoltaice, în centrale autonome, din acești bani, din fonduri europene. Mai companii care au 3-4 angajați, urmați-le, cum pot să supraviețuiască? Cum o să luăm concret? O veste bună pentru ei, oamenii sunt disperați. Vor fi soluții de la 1 aprilie. Am spus-o și continuăm să o spunem. Care sunt acelea? Nu vă putem spune acum pentru că încă nu am finalizat discuțiile privind măsurile care vor fi aplicabile pentru de la 1 aprilie. Atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru IMM-uri. Și pentru companiile din sectorul agricol. Vrem să venim cu un pachet de soluții care să acopere această nevoie stringentă de intervenție a statului în piața energiei, dar de asemenea să nu afecteze într-un mod irreversibil bugetul țării în 2022. Pentru că dacă ne vom duce numai pe reduceri de taxe, nu vom face altceva decât să tăiem din planul de investiții. Guvernul a venit cu cel mai ambițios plan de investiții pe anul 2022. Ar fi cea mai mare greșeală pe care am face-o ca acest buget să dispară. Vorbim de aceste măsuri pe termen scurt, foarte scurt, și de aceste de măsuri pe termen mediu și lung. Prin fonduri de modernizare, prin reglarea piețelor, prin contracte directe bilaterale pentru mari consumatori, astfel încât să aducem piața la un nivel normal de competitivitate, trebuie să ținem cont de faptul că energia nu o producem ca să obținem profit. Energia o producem ca întreg lanțul de valoare și toate aceste companii să poată să funcționeze, să fie competitive, să vândă, să asigure locurile de muncă. Dacă înțelegem lucrul ăsta, cu siguranță găsim soluții. Un domn spunea că o eventuală măsură de plafonare a prețurilor la energie electrică este o măsură socialistă. Este o măsură nepopulară, o măsură care ar da peste cap mersul economic, dar și bugetul. De asemenea, nu se poate face pentru că ar trebui negociat cu Comisia Europeană anumite măsuri de reducere a TVA-ului de plafonare. Bun. În același timp, în Europa, avem modelul Spaniei, care nimeni nu poate acuza Spania că e o țară socialistă. Avem modelul Poloniei, Cehiei, Ungariei, care au negociat cu Comisia Europeană și au reușit o plafonare a prețului, chiar reducerea TVA-ului, chiar eliminarea. În România, persoana respectivă care întâmplător a condus și guvernul, spune că nu se poate. Acum eu vă întreb, pe dumneavoastră calitate ca ministru și promit că este ultima mea întrebare, cum de s-a putut în Spania, cum de s-a putut în Polonia, în Ungaria, în Cehia, dar să vezi de ce, nu se poate în România. Mulțumesc!
E foarte interesant că cineva vine și spune și etichetează o măsură ca fiind socialistă. Vreau să spună și mie, care e măsura socialistă și aia nesocialistă? Că, sincer, nu înțeleg o astfel de definiție. Pe de altă parte, vreau să vă spun un lucru. Nu vom sta cu mâinile în sân. Niciodată nu vom asista pasiv, nu putem să facem nimic, nu avem soluții, hai să vedem dacă pică economia națională. Vă pot spune clar, dacă nu facem ceva, economia națională pică. Și degeaba venim cu măsuri de plafonare și compensare pentru oameni, pentru că oamenii au niște locuri de muncă și au niște venituri. Veniturile alea vin exact de la companie unde ar trebui să intervenim. Socialistă sau nesocialistă, nici nu mă interesează genul ăsta de etichetări. Mă interesează faptul că noi avem responsabilitatea păstrării economiei naționale, păstrării locurilor de muncă și dacă ăsta este misiunea pe care trebuie să o îndeplinim în acest moment, asta înseamnă că trebuie să ne așezăm la masă, trebuie să găsim soluții și să nu ne văicărim. Nu ne ajută cu nimic. Dacă mai sunt alte întrebări de la colegi, dacă nu mă rămâne decât să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați dat curs invitație la conferința noastră de presă care închide vizita domnului ministru astăzi. Și să încheie și eu pe un ton un pic mai optimist. Domnule ministru, dacă e una din concluziile care merită a fi trase astăzi, cred că ea sună în felul următor. Industria aeronautică băcăoană merită și trebuie să fie susținută de ministerul pe care îl conduceți. Mulțumesc tuturor!